Dacă săptămâna trecută mergeam cu folclorul românesc, tradițiile și obiceiurile prin județul Dolj, de această dată ne oprim undeva în Mehedinți, pentru că invitatul meu din această seară este un tânăr solist de muzică populară mehedințeană, putem spune. Este nepotul solistei de muzică populară Anica Ganțu. Trebuie să recunosc că mi l-a recomandat cu drag solista de muzică populară Nina Predescu și ea mehedințeancă, iar m-aș bucura ca și dumneavoastră să-i fiți alături în această seară. Bună seara! Și bun găsit, sunt Carmina Vlad, iar așa cum vă spuneam, în această seară trecem prin Mehedinți datorită invitatului meu din această emisiune, un tânăr talentat, cu o voce frumoasă, chiar îmi povestea unul din colegii mei de la cameră în cască, în timp ce el cânta, că acesta cântă foarte frumos. Mă bucur că l-am în emisiune, nu știu mai nimic despre el, trebuie să recunosc, dar vreau să aflu foarte multe. Așadar, invitatul meu din această emisiune este Cosmin Valentin Bârlan, fenumele lui întreg. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație, să știți că îmi face o deosebită bucurie faptul acesta. Să știți că am venit cu greu pe drum pentru că... Dar vorbește în grai. Vreți să vorbesc în grai? Da. Am venit cu greu pe drum pentru că o fost plinge, mașini, pistă, tot, dar numai că m-am stracurat și am ajuns la Craiova la cimp. I-a și spus înainte de această emisiune să vorbească în grai, pentru că este un grai foarte frumos, acela din Mehedinți. De la voi. Da, e un grai foarte frumos, dar să știți că și în cântece eu folosesc graiul pentru că... Mi se pare normal, da. Exact, cred că e până la urmă identitatea mea ca și zonă. Dacă vrei să reprezinți o zonă, cred că trebuie să o reprezinți așa cum e ea de la origine. Și asta încerc să fac. Cum vorbim și noi oltenii Sadea, vorbim în, cu perfectul simplu, fusei, mădusei, culesei, dusei, păi, și așa mai... și la noi e cu perfectul simplu. Da, și dar la voi se mai adaugă graiul. Da, plus, se adaugă, știi? Graiul, da. Să știți că eu nu sunt străin de cuvintele de aici, de la Craiova, pentru că am locuit 8 ani de zile aici, în oraș. Da, la... Eu știu, în clasa 4 am venit la Craiova la fotbal și am stat până în clasa 11-a. Wow! Hai da. Să aflăm și noi, că ajungem noi și la partea asta cu Craiova, să aflu și eu cine este Cosmin Bârlan. L-am întrebat cum îl mai chem, așa zis că Valentin, dar să nu mă prezentați așa. Uite că l-am prezentat. Acum m-ați dat de gol, ce pot să mai fac? Dacă a spus și al doilea prenume al meu, nu pot să mai fac nimic. Dar de ce? Că e un nume frumos, Valentin. Da, e un nume frumos și am glumit, bineînțeles. Noi, ar fi culmea să nu-mi placă numele meu. De unde vii, Valentin? Cosmin. Cosmin, da. Vin din zona de nord a județului Mehedinți, mai exact din satul Preșna. Vreau să vă spun că e o zonă binecuvântată pe care o port în sufletul meu oriunde m-aș duce și cred că toată copilăria mea se leagă de această zonă. Vreau să vă spun că nu degeaba am spus binecuvântată, pentru că din satul meu este doamna Angelica Stoican, un nume important în folclorul românesc, doamna Niculina Stoican, cum a spus mătușa mea Anica Ganțu, care mă susține și mă ajută în tot ce fac. Și așa cum spuneam, cred că zona mea e o zonă care mi-a dat tot ce am până acum și cu siguranță am să o cânt și am să o duc cât de bine pot eu peste tot pe unde voi merge. Doamne ajută, așa să fie, trebuie să rup o promisiune de la tine că îmi pui o pilă la Anica Ganțu să vină la o emisiune cu mine aici. Să fiți sigură, nici nu mai scapă de mine acum, dar eu vă promit acum că dacă ea zice, dacă se fofilește și zice că mamă, că am un pic de treabă, și eu urc în mașină și eu aduc cu forță aici. Așa! Deci așa fac. Oricum, mi-a promis și Nina Predescu că o să vină cu ea aici odată. Sperăm atunci când se va da drumul mai liber să putem să o aducem și să ne cânte cântece în duet amândouă, știi? Da. Adică să cânte amândouă așa, ca la Mehedinți. Ele de la sunt voi. Și prietene foarte, foarte bune. Bune, da, mi-a spus Nina, da, mi-a spus, mi-a povestit. Câți ani ai? Am 26 de ani. Mulți înainte, sănătoși. Mulțumesc din suflet, la fel vă doresc și eu dumneavoastră. Mulțumesc. Ai terminat primele 4 clase unde? Primele 4 clase le-am terminat în Baia de Aramă, orașul în care locuiesc părinții mei, iar eu de
3, de 4 ani de zile locuiesc împreună cu ei, acolo la Baia de Aramă. Este un orășel, cum vă spuneam, în zona de nord a județului Mehedinți, unde eu am început clasele școlare și după clasa 4 am venit la Craiova, așa cum v-am spus. La ce școală ai făcut? Aici. În Craiova? Da. Păi am făcut în clasa 5-a la Mihai Viteazu, la școala 30, în Craiovița, chiar la Orizont, dacă nu mă înșel acolo. Da. Și după clasa 5-a am mers la liceul energetic pe Amaradiei. Vedeți că știu și strada. Strada, da. Exact, da. Și ai terminat liceul cu program sportiv. Am terminat liceul cu program sportiv, nu la Craiova. L-am terminat, deci am fost până în clasa 11-a la Craiova aici, la liceul energetic, după care am plecat la Târgu Jiu, unde am continuat tot cu fotbalul. Am mers la Pandurii Târgu Jiu și acolo m-am dus la liceul sportiv. Cum s-a împăcat în această perioadă fotbalul cu muzica populară? Păi cumva, cred că la mine a fost un lucru normal să cânt, pentru că, așa cum știți și noastră în familie, la mine e și mătușa Anica și sora mătușii Anica, Mariana Ganțu, care și ea cântă, bunicul meu care este preot și aș putea să continui cu unchiul meu care este protopop și el. Deci la mine în familie muzica a fost așa, cum să zic, un lucru de bază. Firesc. Și un lucru firesc, exact. Da. Vreau să vă spun ceva, cred eu, foarte interesant. În perioada în care eram la fotbal, pentru că primul meu vis, să spun așa, a fost fotbalul, de asta am și venit aici la Craiova. Știu că i-am spus tatălui meu, eram fix în clasa 4-a și am zis: băi tată, dacă mă iubești, măcar 15-20% și pe mine, mă duci la fotbal în momentul ăsta. Și vă dați seama, ca orice părinte, a trebuit să mă ducă, că, na, dacă era visul meu și asta mi-am dorit. Da, și v-am zis că am venit la fotbal, dar cert e că eu am cochetat oarecum cu muzica, pentru că în toate deplasările pe care le aveam, când noi ne întorceam victorioși, eu cântam în autocar. Uh-huh. Antrenorul meu știa că eu cânt, pentru că nici nu, v-am spus, nu m-am gândit să fac lucrul ăsta profesional în momentul ăla, atunci, în timpurile alea, era efectiv un hobby al meu, pe care ei l-au descoperit, cumva. Și antrenorul de fiecare dată îmi spunea: băi, Cosmin, uite, dacă tot am câștigat și așa și suntem bucuroși, cântă-ne ceva. Fă-ne și nouă cântare. Exact, fă-ne o cântare. Și eu le făceam pe autocar, cântam. Mi-amintesc că aici, la Craiova, la autocar exista microfon în față, pentru că domnul șofer trebuia să ne spună, dacă cumva era gălăgie sau ceva, să ne potolească, ne spunea la microfon. Și mă trimiteau tot timpul la microfon și cântam la microfon. Și alea a fost primele tale spectacole în autocar? Nu, primele spectacole... Am o poveste întreagă și cu primul spectacol. Dacă vreți, vă rog, și avem timp, vi le povestesc pe toate. Oricum a zis că nu mă cunoașteți, deci trebuie să o facem acum. Mi se pare normal. Primul spectacol a fost în clasa a treia, când aveam de învățat un cântec. Mi-a dat doamna profesoară un cântec numit De la Padeș până la Baia. Și l-am învățat, bineînțeles, pe de rost, îl știam bine. Și a venit momentul când trebuia să intru pe scenă și să cânt. Eram în spate, eram vreo 10, trebuia să cânte fiecare și la un moment dat a venit rândul meu și trebuia să ies în față. Și eram foarte, foarte îndrăgostit de o fată. Cristina o chema. În clasa a treia. Da, eram îndrăgostit. Mai, îți dai seama ce dragoste mare? Dragoste mare, deci chiar dragoste mare. Păi nu vreți să știți ce gelos eram. Dacă se uita pe alt băiat, nu mai vorbeam cu ea 2 săptămâni. Doar dacă se uita. Da, și eu am ieșit în față și bineînțeles că eu nu mă așteptam că ea vine să mă vadă pe mine. Ea știa că eu nu prea am treabă așa cu muzica și nu se gândea că eu o să cânt și eram la Casa de Cultură și era pe primul rând în față. Și acum eu am ieșit și urma să încep să cânt. Au dat oamenii returnela și trebuia să intru. Bineînțeles că n-am mai tot așteptau să încep să... La un moment dat a văzut doamna profesoară că eu nu mai încep și oamenii tot cântau spate. Și a venit lângă mine și zice: Cosmin, ce ai? Și îi spun: păi doamnă, uitați-i Cristina aici în față, eu nu pot să cânt când o văd pe ea. Și a venit lângă mine doamna profesoară, ăsta a fost primul spectacol al meu, a venit lângă mine doamna profesoară și a cântat cu mine tot cântecul, ca să pot să-l cânt, pentru că eu aveam probabil emoții foarte mari de ea. Mă gândeam, în capul meu era: vai, eu trebuie să fiu, wow, acum să se îndrăgostească a doua oară de mine. Da. Dar spune-mă, mai ții legătura cu acea Cristina din copilărie? Ținem legătura, suntem prieteni, ea și-a făcut familie între timp și e o fată extraordinară cu o familie frumoasă. Eu încă nu m-am căsătorit, dar
cine știe, poate că o să mă căsătoresc și eu și o să... Și ai cântat la nuntă? Nu am cântat la nuntă, că dacă nu mă înșel, nu a făcut încă nunta pentru că a fost cu pandemia și cu toată nebunia asta și a preferat să... Ce faci dacă te duci la nuntă? O să ai emoții? Dacă merg la nuntă? Când numai cântece de dragoste din alea de suferință. Te-am iubit! Te-am iubit Cristino, cu atâta ador! Da! Da. Poate pleci bătut de acolo de către ginere. Ai de grijă ce faci. No, păi astea erau un anii copilării. Ale copilăriei, exact, da. Noi glumim acum, clar. Da. Înțeleagă telespectatorii că noi glumim. Da. Cântecul ai descoperit de acolo, de la tine din sat? Cântecul l-am descoperit prima dată de la bunica mea. Bunica din partea tatălui și, cum v-am spus, bunicul din partea mamei, care este preot, au cochetat la modul, cum să vă spun, mergeau la sărbările satului, la cămin, cântau, adică și bunica și bunicul, și cumva ei mi-au transmis dragostea asta pentru cântecul popular. Bineînțeles că eu, probabil fiind și mic și așa, cumva l-am pus la suflet, dar nu mi-am dat seama momentul ăla. Și acum, cu trecerea anilor și, eu știu, cu faptul că am început să fiu destul de conștient de lucruri și de ceea ce îmi doresc în viață, am zis să o iau pe drumul ăsta și să merg și să o fac bine, așa cum am învățat eu de la bunicii mei, de la mătușa și de la toți cei care au pus așa umărul la formarea mea până acum. Dar spuneai că și din partea mamei și din partea tatălui au cântat bunicii. Dar părinții ți-au cântat? Păi, mama cântă, cred că cu mine prin casă, să nu vă exagerez, dar cântăm minim câte 4-5 cântece pe zi, împreună. Mm-hmm. Deci mama cântă, tata cântă, doar că nu au mers pe drumul ăsta. Tata a lucrat în poliție și acum e pensionar, iar mama lucrează la finanțe. Chiar și fratele meu cântă, dacă vreți. E tot la poliție și fratele meu, dar chiar și el știe să cânte. E subofițer sau ofițer? E subofițer, da. Și bun. Mama cântă, dar cu mama n-ai făcut niciun duet? Cu mama n-am... Nu te-ai gândit așa să o iei pe mama, măcar de dragul sufletului tău, să spunem așa, să o ai acolo, pe mama filmată, uitați, înregistrată, am tot. Să vă spun un lucru la care m-am gândit eu singur, nu le-am spus lor nimic, probabil o să vad acum, da? Chiar mă gândeam la un moment dat că ar fi, în primul rând, o împlinire sufletească a mea, să fac un cântec cu ei toți trei. Adică cu fratele, cu mama și cu tata. Nu pentru, pentru neapărat să prindă sau cu siguranță dacă e un cântec cu text frumos și așa va prinde, doar că eu îmi doresc în primul rând să fac asta pentru sufletul meu și să am cumva o amintire cu momentul ăsta în care eu am făcut un cântec cu părinții și cu fratele meu. Și ce te faci dacă bucățica asta de moment va prinde și vă va vrea lumea ba la anunț, ba la pe spectacole, pe toți patru? Păi cum eu împărțiți darul? Eu accept, numai ei să vrea. Pentru mine nu e nicio problemă. Nu e problemă de dar. Nu e că astea... Să știți că eu chiar m-am gândit și în trecut și mă gândesc periodic că sunt mult, mult mai multe lucruri importante în viața asta decât banii și... Am să vă zic unul despre care chiar vorbim acum, cred că familia e cea mai importantă. Cred că banii, nu știu, am avut perioade în care aveam bani mulți, perioade în care poate nu am avut bani la fel de mulți și am fost același om. Și încerc să rămân același om și să nu mă schimbe niciodată banii, pentru că, din păcate, în zilele noastre, oamenii și-au cam pierdut. Eu știu, să nu fiu răutăcios și să spun eu asta pentru că poate stănări, dar din păcate e tot mai puțină omenie în zilele noastre și încerc să mi-o păstrez eu dreaptă pe a mea. Ce frumos! Să știi că și importantă în viața noastră este sănătatea. Exact. Sănătatea. Cea mai importantă. Dacă suntem sănătoși, le facem pe toate. Dacă nu suntem sănătoși, da, din păcate, nu putem să le facem pe toate. Pentru că dacă nu ai pe cineva sănătos, nici nu ești împlinit. Și degeaba poți să ai tu toate averile din lume. Dacă cei dragi nu sănătoși, nu ești împlinit niciodată, sufletește. Așa este. Ai spus că ți-ai făcut debutul la Căminul Cultural de la țară. Da. Ai mai cântat după ce te-ai lansat la acest Cămin Cultural? Da. Am venit, deci asta se întâmplă la clasa a treia, după care v-am spus am mers după clasa a patra, am venit aici în Craiova și în clasa a șasea l-aveam antrenor pe Adrian Mirea, un domn profesor de aici din Craiova și el are pe doamna Angela Nistor,
o doamnă extraordinară, interpretă de muzică populară, care m-a luat, cum a auzit, m-a luat și m-a dus la domnul Bobocel de aici din Craiova și să înregistrez două cânte. Și vă dați seama că eu, atunci nici măcar mătușa sau părinții mei nu știau ei că eu vreau, că eu știu să cânt și să fac asta bine. Și doamna Angela m-a dus la studio și zice, păi mamă, tu chiar ai voce bună. Am înregistrat atunci două cântece, dar v-am zis, nu era nimic serios în perioada aia, visul meu era doar cu fotbalul. Au trecut ani și aici voiam să vă ajung și să vă spun când de fapt am început eu treaba cu muzica serios. Aveam 20 de ani, treaba care se întâmpla acum 6 ani și aveam meci în deplasare la Alba Iulia. Am terminat meciul și m-am dus la Preșna. De fapt, trebuia să merg la Preșna la o nuntă, unde cânta Petrică Nicoară Sârbu de la Timișoara. Și părinții mei îl iubesc și l-au iubit întotdeauna și oriunde mergea să cânte, ei erau acolo și ei. Nu conta că au invitații, că erau acolo pentru Petrică Nicoară Sârbu. Și am sunat-o pe mama, i-am zis, mamă, uite, eu am terminat meciul, dar o să ajung destul de târziu la Târgu Jiu, pentru că atunci eram la Pandurii. Și nu cred că pot să mai vin la nuntă, pentru că dacă eu ajung la 12-1 în Târgu Jiu, până ajung la Preșna, se face două. Probabil se strică toată treaba, adică oamenii pleacă și așa. Și mama mi-a zis, păi uite cum vrei tu, dacă vrei vino, că oamenii aici, ai distracție mare, nu e încă nimeni plecat. M-am urcat în mașină și am mers la Preșna. Cum am ajuns acolo, vreau să vă spun că socrul mic a venit la mine și îmi zice, socrul mic fiind vecinul bunicii, iar eu cântam cu bunica și el ne auzea zi de zi. Nea Ion Cucu îl cheamă pe el, îl salutăm dacă cumva ne vede, pentru că e un om și el extraordinar. Și vine la mine și zice, vezi că am vorbit cu Nicoară, tu trebuie să cânți în seara asta, că și așa mai căpia decât când vii la bunică ta, cânti non-stop cu ea, deci să vedem ce zice și omul ăsta de tine. Bineînțeles, gata, trebuie să-mi spună că o să mă pună să cânt la 500 de oameni, că m-au luat emoțiile, m-au luat transpirația, nu știam ce să mai spun. Mă gândeam în mintea mea, păi frate, cum să fac să plec de la nuntă repede, să nu vadă oamenii, ca să nu mai apuc să cânt, că dacă mă pune să cânt, sigur am emoții mari, nu știu ce. Și ce credeți că a făcut? S-a dus la domnul Petrică Nicoară Sârbu, i-a zis că, uite, dacă i-am spus eu, sigur nu vrea să vină să cânte și poate ne trezim că pleacă de la nuntă. Cheamă-l tu la microfon acum, că n-are ce să mai facă. Și domnul Nicoară a zis la microfon că l-așteptăm pe Cosmin Bârlan, pe vecinul lui Nea Ion Cucu, să vină să ne cânte ceva, să vedem ce vrea el să ne cânte. Și am cântat atunci, în seara aia, eu încă eram la fotbal, la 20 de ani. Și vreau să vă spun că după seara în care am cântat, mi-a dat, cred că, 2 săptămâni sau 3 săptămâni, îmi dădea mesaje aproape zi de zi. Cosmin, apucă-te de cântat, domnul Nicoară Sârbu, apucă-te de cântat. Băi, omule, tu cânti bine, e păcat. Gândește-te că ți-a dat Dumnezeu darul ăsta. Poți să faci și fotbal, făceai tine, poți să faci și fotbal, poți să faci ce vrei tu, dar ăsta e un dar pe care nu l-ai dobândit tu, ăsta te-ai născut cu el și trebuie să faci ceva în privința asta. Și la un moment dat chiar stăteam, uitam pe mesaje și zic, pă frate, deci omul ăsta a ajuns să-mi spună mie de atâtea ori și practic să se roage de mine să cânt și eu nu fac nimic. Și atunci am pus așa piciorul în prag să spun și am zis gata, merg la Timișoara, pentru că el mi-a zis vii la Timișoara și cânti cu mine, adică mi-a și spus, eu te iau cu mine și vei cânta cu mine. M-am dus la Timișoara, am cântat cu dumnealui 4-5 luni de zile, am mers la evenimente, cumva m-am acomodat, pentru că a fost perioada de acomodare în care am înțeles cum trebuie să fii cu oamenii la evenimente și așa. După care mătușa mea Nica Ganțu, neștiind că eu fac lucrul ăsta, eu știu, ca o meserie, îmi zice, bă, mamă, ce faci, că te-am văzut la Timișoara cu Nicoar? Păi mătușică, am venit să cânt aici la Timișoara, m-a luat domnul Nicoar. Păi cum, așa, dintr-o dată te-ai apucat? Păi nu, eu mai cântam când eram mic. Păi știu, dar eu n-am crezut că vrei să faci. Ba, da, uite, m-am apucat și am luat-o pe drumul ăsta. Și atunci am stat de vorbă cu ea și mi-a zis, uite, e foarte bine și un lucru mare că te-a luat omul ăsta, pentru că îl cunoaște toată țara și cu siguranță are niște lucruri remarcabile făcute. Dar eu, dacă vrei să mă ascult și pe mine, îți dau un sfat. Mergi prin concursuri ca să fii autentic și să îți reprezinți zona ta, faci câțiva pași pe care toate numele mari le-au făcut la rândul lor, mergi prin concursuri, câștigi premii, îți faci un nume prin festivalurile naționale și după aceea poți să-ți faci, eu știu, ideal ar fi să-ți faci un repertoriu al tău și după aceea poți să mergi și la nunți. Și am înțeles lucrul ăsta, am venit acasă, am mers la festivaluri, vreau să spun că primul meu concurs la care am fost laureat
Eu știu, coincidență sau nu, pentru că în momentul ăsta sunt colaborator al Doinei Gorjului și mă mândresc cu lucrul ăsta tare mult. Coincidență sau nu, am fost laureat la Maria Lătărețu, primul meu concurs la care am participat. Și ce premiu ai luat? Am luat premiul special al juriului. Un premiu pe care l-am acasă pus în vitrină și vreau să vă spun că sunt tare, tare mândru de el, pentru că Maria Lătărețu, știți și dumneavoastră, că e un festival național de renume. Da. Și după aceea, cumva, drumul meu a luat-o numai în sus și nu spun numai în sus prin faptul că vreau să, eu știu, să fiu măreț. Chiar nu sunt și nu mi-e felul să fiu așa, dar sunt bucuros de parcursul pe care l-am avut eu până în momentul ăsta. Pentru că am mers la festivaluri și am câștigat, eu știu, la Mariana Drăghicescu, la Ponoare Ponoare, la, v-am zis, Maria Lătărețu, Vasile Conțiu în Târgu Mureș. Adică am fost la foarte multe festivaluri unde am fost laureat. Și cumva am ajuns la momentul ăsta să fiu cu dumneavoastră în emisiune și uitați să vă povestesc despre mine. O să mai povestim pe parcursul emisiunii, pentru că vreau să ascultăm primele două piese, Sârba ca la Meriți și Mergem într-o zi pe un drum, după care noi ne continuăm discuția, pentru că avem multe de aflat despre Cosmin Borlan. Vă invit și pe dumneavoastră să-l ascultăm cântând, după care revenim. Hai la joc, inima să nu stea pe loc. Da, hai la sârbă, hai la joc, să nu stea inima pe loc. Jucați toți și chiociți, sârba ca la Mehecinți. Jucați toți și chiociți, sârba ca la Mehecinți. Joacă tata, zâinană cu torocoata, că n-ai în ce joacă tata. Joacă tată, joacă bine, numai face ce rușine. Joacă tată, joacă bine, numai face ce rușine. Pelenuța, jur că nu-i spun lui maicuța. Joacă tu și pelenuța, jur că nu-i spun lui maicuța. Dar ce află muma tată, dormim amândoi la poartă. Dar ce află muma tată, dormim amândoi la poartă. Eu cânt, dă-i cu pișorul în pământ. Da, joacă tată, că eu cânt, dă-i cu pișorul în pământ. Învărcești-o pelenuța, dar vezi că veni maicuța. Pui-ce-o, tată, cum îi strigă, ieși-n formă cu-o strigă. Învărcești-o pelenuța, dar vezi că veni maicuța. Pui-ce-o, tată, cum îi strigă, ieși-n formă cu-o strigă. Într-o zi pe un drum, mă întâlni cu un om bătrân.
supărat și al la față, mergea amărât prin ceață. Le-ntrebai unde se duce, el se pune jos și plânge. Omule, ești năcăjit, ochii în lacrimi ți-ai sădit. Omule, ești năcăjit, ochii în lacrimi ți-ai sădit. Ai și-o traistă grea în spate, unde duci, omule, noapte? Vremea-i rece și fric tare, abia te ții pe picioare. Că nu-ți de aici de aproape, un să merg, omule, noapte, că nu-ți de aici de aproape. Că am avut doi copilași și au plecat la oraș. Umplu-i traista cu de toate, să-mi văd nepoți și nepoate. Aprinse, poarta și ușile închise. Văd luminile aprinse, poarta și ușile închise. Al mai mic era la masă și nu m-a primit în casă. Nici de al mare nu mai știu, m-a lăsat singur pustiu. Și mă iau gânduri nebune, ce rost mai am eu pe lume. Dacă nici copilul tău nu te ajută când ți-e greu. Am revenit cu Cosmin Bârlan și apropo de festivaluri și concursuri, cam ce premii ai luat, pe unde te-ai dus? Și la ce festivaluri ai concurs? Ai participat? Da, să știți că nu am luat numai trofee, să nu vă gândiți că am mers și am luat numai trofee, pentru că nu sunt... Ce urăsc cel mai mult e minciuna și încerc să fiu cât se poate de sincer. Da, deci am luat și premii, eu știu, premiul 3, v-am zis, am luat premii speciale ale juriului, am luat premiul 2, cred că le-am luat pe toate la rând. Și dacă nu mă înșel, cred că a fost un concurs sau două, unde am luat mențiune. Și nu mi-e rușine de asta, pentru că eu cred că e ca și la școală. Știți că e o vorbă a părinților? De fapt, nu știu dacă e a părinților, că părinții încearcă în general să-și îndrume copiii să ia numai FB, cel puțin la școalele, la clasele primare. Dar e o vorbă că ăla nu-i elev care nu ia de la 1 la 10. Așa e și aici. Dacă iei numai trofee, ce-ar însemna? Eu cred că trebuie să le iei pe toate, să iei și trofee, să iei și premii speciale. Le mai ai, aceste premii? Da, le-am acasă. Uitați, data viitoare când am să vin la dumneavoastră, vă promit că vin cu ele și o să le vedeți dumneavoastră chiar aici. Ce frumos, le păstrezi? Da, le păstrezi cu sfințenie. Cine are grijă? Cine le curăță? Cine are grijă de ele? Ce-i drept aici, eu nu prea am avut așa grijă mare să le curăț. Mama. Le-am pus în vitrină și mama se duce și le lustruiește de fiecare dată. Da. Ea tot îmi spune, bă, mamă, astea sunt lucruri importante pe care trebuie să le arăți și tu la copiii tăi, de exemplu, nu? De ce să le lași să... Și eu îi zic, mamă, dar uite și eu ocupat, le mai faci matale, te rog. Dar spune-mi, te-ai lăsat de fotbal? M-am lăsat de fotbal, da. Până unde ai ajuns? Până la ce stadiu ai ajuns cu fotbalul? Unde până în Liga 1. Da, adică... Ai jucat în echipa? Am fost la echipa mare, la Pandurii Târgu Jiu, da, cu jucători profesioniști, adică mă antrenam cu, eu știu, Mihai Pintilii de la Steaua sau Dan Nistor, care e acum la Universitatea Craiova, adică fotbaliști de Liga 1. Da. Da. De ce n-ai mai continuat cu fotbalul? Cred că, nu știu dacă aș putea să spun de ce. Eu cred că în viața asta Dumnezeu are un drum pentru fiecare. Și te-a ales cumva muzica? Da, muzica m-a ales, chiar da. Aveți perfectă dreptate. Pentru că n-am făcut mare lucru în privința asta. Eu doar am cântat și am... Practic am făcut ce simțeam eu la momentul ăla. Și muzica a venit de nicăieri și mi-a zis, băi, omule, hai, apucă-te și... Chiar așa a fost. Mai cântă și tu câte o... Mai cântă și tu, da. Doină, câte o... Exact.
sârbă. Da. Dar atunci când erai la fotbal, spuneai că tu cântai prin autocar. Da. Dar le-ai cântat fotbaliștilor la vreo nuntă de-a lor, că în fost și la urmă se căsătoră și ei. Păi, cred că am cântat, da, și aici în Craiova am cântat, la Valerica Găman, care este fotbalist la, tot la, la Craiova. Uh-huh. Da, și am cântat la el. Ce frumos! Exact, da. Deci ai dat ghetele cu ghetele crampoane, crampoane, da, da, pe microfon. Pe microfon. Exact. Și pe opinci. Da. Bine, tu nu ești încălțat acum în opinci, dar vreau să spun că ai dat costumul de sportiv, da, da, pe costumul popular. Nu-ți pare rău că ai renunțat la sport? Nu-mi pare rău că am renunțat la sport, pentru că în momentul de față eu sunt foarte împlinit cu muzica și cred că asta e cel mai important, să fii împlinit cu ceea ce faci. Că, nu știu, degeaba ajungeam eu mare inginer pe la nu știu ce firmă și eram așa, un om care merge la serviciu să-și facă treaba și n-are nicio trăire, n-are... Cred că e cel mai frumos când faci ce iubești, fac ceea ce simt să fac, iubesc să cânt, iubesc să mă audă oamenii, iubesc să le cânt bunicilor, de exemplu. Eu cu bunica mea și cu bunicii mei, să știți că de fiecare dată când vorbim la telefon, eu le cânt. Și ei îmi cântă mie și eu le cânt lor. Ce-ți cântă bunica? Bunica are un cântec pe care, dacă vreți, vi-l și cânt. Vă cânt un pic din el. Spun. Are un cântec pe care îl cântă și așa. Busuioc, 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 ioc, vino mândruță la joc. Viorea, viorea, viorearea, vino mândruliță-ncoa. Ce frumos. Cam așa sună. Dar n-ai cules de la bunica, nu știu, niște melodii de acolo, din zona voastră, melodii vechi, pe care le-au transmis din generație în generație bătrânii noștri? Păi, eu chiar am să cânt la dumneavoastră aici un cântec pe care l-am de la bunica în proporție de, eu știu, 60-70%, pentru că am mai făcut eu mici schimbări la cum el. Cum se numește? De-ar ști omul ce e viața, că e mai subțire ca ața. Da, e un cântec, e o doină extraordinară pe care eu o prețuiesc și am să vă zic un lucru pe care nu l-am spus până acum. Când am mers să înregistrez cântecul ăsta, vă dau cuvântul meu de onoare, m-am dus în studio și eram așa, cum să zic, aveam o anume stare și mă gândeam, cântam doina asta în studio și plângeam gândindu-mă la bunicii mei și la trăirile pe care ei le-au și la cât de mult își iubesc ei nepoții și pe mine. Adică niște oameni de la munte, niște oameni simpli până la urmă, care în momentul în care ajuns să stai cu ei și să, eu știu, să trăiești cu ei, îți dai seama că sunt senzaționali și îți dai seama că, nu știu, că locul tău e acolo cu ei și că ai nevoie de ei. Cred că bunicii, nu știu, dacă mă ascultă, eu știu, copii tineri sau dacă ne ascultă acum în momentul ăsta, un sfat al meu pe care eu l-am dobândit până la vârsta asta e că trebuie să ne iubim extrem, extrem de mult bunicii, să le arătăm asta, pentru că nu se știe cât timp îi avem, nu se știe cât, eu știu, cât ne putem bucura de ei. Și trebuie bunicii și părinții, că lansi în ziua de nu azi... Nu intră în discuție, deci și bunicii și părinții în egală măsură sunt... În ziua de azi, la ce se întâmplă din punct de vedere medical, da, nu se știe niciodată când se rupe ața, vorba exact, cântecului tău, da, pentru că asta este viața în fond și la urmă, și știi cum e, cum, părerea mea, așa cum ți este scrisă frunte, așa ți se duce și destinul. Așa este. Dar spuneai că îți iubești bunicii. Cu ce te răsfață bunicii când te duci tu pe acolo, wow, pe la păi, pe la țară? Nici nu știu cu ce să încep, sincer. Mă sună tot timpul. Deci mă sună și dacă eu le spun acum, dacă i-aș suna acum, de exemplu, că cu dumneavoastră și le spun, vedeți că eu vin de la Crea, de la emisiune și trec pe la, eu să-i spun, trec pe la Matale. Zice, păi mamă, cu ce să te aștept? Începe, eu știu, pregătește, faci, scoate carne de la garniță, pune, face, murături. Deci, băi, v-am zis, nu știu. Ești răsfățat? Da, 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 sunt răsfățat. Și fratele tău e mai mare sau mai mic? Fratele meu e mai mic decât mine, dar cred că el e mai răsfățat decât mine. Pentru păi că, e puzzle și de... Da, și pentru că el a stat mereu lângă ei și cumva, nu știu, n-a suferit pe chestia asta. Eu am mai avut și
eu știu să le spun mici suferințe pentru faptul că am crescut departe de ei o perioadă. V-am zis, am venit la fotbal și m-am rupt de bunici, de părinți. M-am rupt la modul... Mergeam periodic, la o lună mergeam acasă. Doar că nu... Cum să zic? Probabil, referitor la răsfăț, cred că poți să fii răsfățat în momentul în care ești zi de zi cu ei și... Eu știu, în momentul în care vii o dată la o lună, nu știu dacă ești foarte răsfățat. Dar cert e că acum se revanșează cu mine. Da, dulciurile îți plac? Nu sunt fan dulciuri, să știți. Mm-hmm. Nu prea sunt, nu. Mă gândeam așa, ce că am ce spun, pregătesc bunicele de dulce. Păi, dacă vreți să vă spun, de exemplu, prăjitura mea preferată e salamul de biscuiți. De ce? Deci, dacă am salam de biscuiți, nu mai intre nimic. Poate să fie tort, poate să fie tartă de fructe, poate să fie orice. Nu mai intre nimic. Salam de biscuiți și atât. Păi, știi cum e? Mai știu eu pe cineva din... Din lumea manelor, Vali Vigelie. Dacă îi dai lui Vali Vigelie orez cu lapte, poți să pui acolo, vorba lui, torturi peste torturi. Nu mă interesează. Orez cu lapte, mănâncă și... direct din cratiță. Nu mai stă să mai pună exact. În casonel. Și la noi, la, cel puțin la mine, în zona de munte, la Mehedinți, îi, nu știu dacă e și la dumneavoastră, dar eu vă spun cum e la noi, cel puțin la mine, deci eu pot să trăiesc dacă îmi dați brânză cu pâine, eu n-am nicio problemă să trăiesc ani de zile, așa, credeți-mă pe cuvânt. Prânză cu pâine caldă, cu ceapă spartă. Exact. Cu roșie, șocoteacă de ardei iute. Pa, deci pune? Stau, trăiesc liniștit. Și trăiesc așa pe, eu știu, pe picior mare. Ce cristli. Hai să mai mai câți două piese, pentru că noi ne luăm la taină și știți cum e taina lungă. Sărăcia omului, mai bine lasă să ne cânte. Mă trezesc că nu ești cu mine și am o mândruliță în sat. Ai o mândruliță? Vorbim noi și de asta. Vă spun și de mândruliță. Haideți să-l ascultăm pe Cosmin Bârlean cum ne cântă, după care revenim. Crezi mândru că mi-e bine, la e la 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 la, ca dorm cu gândul la cine. Pun capul pe căpătâie, la e la 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 la, și visez de ce mângâi. Mă trezesc, nu ești cu mine, mândra mea, a strigat, dar n-am la cine, draga mea. Mă trezesc, nu ești cu mine, mândra mea, a strigat, dar n-am la cine, draga mea. Ce-l-ai fi făcut, la e la 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 la, la mult sufletul le-ai rupt. Le descânz cu busuioc, cu mândra mea, ori așa ți-a fost norocul, draga mea. Le descânz cu busuioc, cu mândra mea, ori așa ți-a fost norocul, draga mea. Mi-aș face mândro cu cine, la e la 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 e la e la, o căsuță în pădure. Una mică pitulată, la e la 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 e la e la, doar ce soare luminat.
și să mă scol mândra mea, lângă cine e puișor draga mea. Nimeni să nu ne vadă mândra mea, dragostea noastră curată, draga mea. Am o mândruliță în sat, hopa, și iar așa. Mă cheamă la sarutat, hopa, și tot așa. Îi frumoasa naibului, lai-la-la-la-i-ra-la-la. N-o pot spune nimănui, lai-la-la-la-i-ra-la-la. Mă privește ca moță și lai-la-la-la-i-ra-la-la. Nu șuge și-n satere și lai-la-la-la-i-ra-la-la. Din o mândră la colnic, hopa, și iar așa. Dacă ți-e dor de iubit, hopa, și tot așa. În boiana șervului, lai la 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 la. Nu-i spune nimănui, lai la 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 la. Ori pace ești maritată, lai la 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 la. Și nu-mi spui firea-i cefată, lai la 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 la. Ori vino-n pădurea verge, hopa, și iar așa. Unge nima nu ne vege, hopa, și tot așa. Printre crenguță ce faci, lai la 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 la. Să-ți văd ochii tăi ai dragi, lai la 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 la. Să fiu numai eu cu cine, lai la 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 la. Dacă ce ferește lume, lai la 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 la. Pădure verge ce fac, hopa, și iar așa. Vin cu mândra ce mi-e drag, hopa, și tot așa. Tu apleacă-ți crengile, lai la 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 la. Și ascungi-ne urmile, lai la 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 la. Numai cu tu să ne cânce, lai la 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 la. Și tu izvorul din munce, lai la 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 la. Am aflat dacă are o mândruliță în sat, dar să vedem în realitate. Ai o mândruliță în realitate? În realitate, am să fiu sincer și cu asta. M-am despărțit de curând. A, lasă că-ți găsești o alta. M-am despărțit. Te văd fetele acum la televizor, o să afle despre tine, despre viața ta și da. O să vezi cum o să dau. Facem un casting aici la Crăva și rezolvăm treaba. Eu mă bazez pe dumneavoastră, preluați treaba da. Și... Dar apropo de, ziceai tu mai devreme că mănânci brânză cu da. Pâine, dar te-ai dus vreodată cu oile? Da, de câte ori nu m-am dus. Și ei cântat că atunci când te duci cu animalele, așa se spune și îmi povestesc toți soliștii care au trăit pe la țară, în copilăria lor, se duceau cu animalele și le cânta. Dar cum să nu? Dar am mers de, cred că de extrem de multe ori, de zeci de ori, mai bine. Pentru că bunica mai avea treabă pe acasă. Și toate vacanțele le-am făcut la sat și era și fratele meu, pentru că ne lăsau părinții cu ei. Și ne trimitea și acum, știu, că zicea, mumă, luați și voi, dar ea vorbește, vă dați seama, dialect, grai, da, exact. Da. Și făcea, aveam, oile le-am prins o perioadă, eram destul de micuț, dar în schimb avea multe vaci și... Făcea, mumă, luați și voi vașile alea și le duceți-vă cu ele la în luncă să pască, să mănânce, veniți gesară cu ele. Și noi ne duceam, plecam cu fratele meu cu ele în luncă la Valea Drai, așa se cheamă la noi acolo la Preșna, și ne strângeam, Doamne, cât de frumos era, ne strângeam, cred că eram 30-40 de copii, pentru că eu vă spun că mă simt tare norocos că am mai prins încă, eu știu, copilăria asta pe care... O să o tânjească mulți tineri din da. Generațiile viitoare. Ne strângeam acolo, la Valea Drai. Vreau să spun că fiecare avea, cum a zis dumneavoastră, avea unul, avea oi, alții aveau vaci, alții aveau, eu știu, tot felul de animale și așa. Și ne strângeam, aveam o minge, venea cineva cu mingea de acasă și ne jucam fotbal pe câmp, le lăsam să pască pe acolo, pe câmp, și noi ne jucam fotbal sau ne jucam fete filme sau băieți, melodii sau cântăreți. Sau aveam un joc pe care, la care eu pierdeam mai mereu, făceam un cerc din băte, un cerc cam, să zic, eu știu, 4x4, să dau un exemplu așa, Doamne, 4x4, de fapt, un cerc normal, de cât să intre 5 oameni și cineva trebuia să arunce cu un băț de la vreo 10 metri distanță și să
tu să respingi cu un alt băț să nu intre în cerc. Deci ăia din cerc trebuiau să respingă bățul pe care l-a aruncat cineva din afara lui. Și tot felul de jocuri din astea, care acum dacă le-aș spune la tineri, ar zice că suntem nebuni. Păi stai puțin, că dacă mă apuc eu să spun ce jocuri făceam eu când eram copil, te uiți la mine ca la mâța în calendar. Spuneți-i unul. Dar îți dai seama, dar câte nu făceam pe la țară, ne jucam și... Da. Dar problema este că, uite, ai avut copilărie. Ce te faci cu ăștia care stau numai cu ochii în tabletă și în telefon? Da, exact. Pentru că ei nu mai au copilărie. Și apropo de joacă la țară, se mai păstrează tradițiile la tine acolo? La mine chiar da. Să știți că la mine chiar se păstrează. Ce obiceiuri, ce tradiții aveți? Păi, cred că cel mai important e Sfânta Maria. Da, pe 15, pentru că la noi... August? Da, pe 15 august, pentru că la noi în sat, vin încă, așa cum v-am spus, vin oamenii și toți copiii se strâng și așa se face hora satului, unde cred că cel mai frumos lucru e că sunt foarte multe doamne care atunci când ajung la sat se fac țărâncuțe, se îmbracă în costum popular și băi senzațional. Eu, să știți că de fiecare dată cânt, merg și tot timpul cânt, chiar și doamna Niculina de fiecare dată cântă, pentru că e așa o, cum să zic, o... simbioză foarte frumoasă. Da, foarte frumoasă și cumva... simt să faci asta pentru că oamenii își doresc să, eu știu, să se distreze și așa, și bucuria mare e când îi vezi pe toți și mai ales cum am copilărit acolo și știu, eu știu, pe toți e tare, tare frumos. Dar cred că primordial în obiceiuri la noi e treaba asta cu eu știu, oamenii locului care se îmbracă și încă poartă cu sfințenie costumul popular. Și vin așa mândri de el, cum să zic, vin mândri la cămin. Pentru că trebuie să spun ceva, Cosmin, adică este doar părerea mea. Când îmbraci costumul popular, costumul popular te înnobilează. Da. Să știi că și eu ca redactor nu sunt obligată să mă îmbrac în costum popular. Dar îmi place atât de mult costumul popular. Îmi plac atât de mult lucrurile astea lucrate manual, țărănești, de la bine, de la țară. Că tu povesteai că uite ce frumos e pe aici când înainte de a începe emisiunea. E, vreau să spun că atât de dragă mie de costum popular încât îl îmbrac cu plăcere, cu drag, cu respect. Am grijă tot mereu cu ea să-mi fie curată, să-mi fie călcată, să-mi fie totul, pentru că simt așa că îmi dă o energie pozitivă. Da, chiar așa e și cred că e și gândul ăsta că practic asta ține de rădăcina noastră ca neam, adică așa au fost bătrânii noștri, așa au fost, eu știu, străbunicii noștri. Gândiți-vă că am văzut inclusiv cărți foarte vechi în care exact ce spuneți dumneavoastră, oamenii erau extrem, extrem de mândri când îmbrăcau costumul popular și acum eu știu, ce-i drept încă se mai păstrează și să știți că sunt mulți tineri chiar și la oraș care încă se mândresc cu asta. Da, și am mai văd pe tineri pe stradă care poartă I. De exemplu, fete sau băieți care poartă I. Cămășile de bărbat le port cu drag, ba cu un pantalon, ba cu un blug, nu contează, cu o fustă, dar le poartă. Și asta înseamnă că le e drag. Eu cred că o să revină cât de curând toate lucrurile astea care erau, inclusiv toate legate de vestimentație, pentru că, uitați-vă, și creatorii de mod au început, exact ce a zis cu ea, să aducă în atenție lucrurile care erau de mult și lucrurile alea de valoare. Și asta e tare bine pentru noi. Că dacă se păstrează tradiția, nu suntem pierduți ca neam. Așa este. Faptul că încă ne păstrăm tradițiile, încă ne păstrăm costumul popular intact, asta înseamnă foarte mult. Da. Dar spune-mi, costumul popular de unde l-ai? Păi, costumul popular l-am, de exemplu, am vesta aceasta de la Dumnezeu să-l odihnească, nu știu dacă îl știți, Ion Dumitrașcu. Nu-l știu. Ion Dumitrașcu era un rapsod foarte, foarte renumit la noi în zona de Mehedinți. I-a dat-o primarului de la Baia de Aramă, Ionuț Dorescu, iar Ionuț Dorescu mi-a dăruit-o mie mai departe și cumva vestea asta are o întreagă istorie pentru că are vreo 60 de ani. Oho. Da, a fost moștenită de domnul Ion Dumitrașcu de la tatăl dumnealui. Și are chiar o valoare
o valoare de neprețuit, exact. În de primul rând. Da. Cămașa este de la Preșna. Ce să zic? Câte cămăși ai? Păi am în jur de 28-30 de cămăși. Știi de ce? Pentru că mă uit la ele, sunt foarte frumoase, cămășile voastre, și brodate, frumos. Da. Foarte frumoase cămăși. Da. Ai ceva de la bunici? Da, cum să nu am de la bunici? Data viitoare, de exemplu, o să vin cu... Uitați, am o cămașă pe care mi-a dat-o bunicul, acum de curând, doar că trebuie să o fac eu un pic aici la gât. Încă nu, adică e desfăcută un pic aici. Dar o să pun pe mama să o facă și data viitoare vă promit că vin cu cămașa lui bunicul. Data viitoare poate vii cu mama și cu tata și cu fratele. Da, de ce nu? Cântând în duet aici, faceți un vatret. Facem premiera cântecului aici la dumneavoastră, da, cum să nu? Că nu se știe. Le facem. Spuneai de cămăși, dar ai ceva de la bunica? Cămăși, bunicile? Da, cum să nu? Da, bunicile mele încă lucrează. Da? Uitați, chiar acum, cât să zic, cred că vreo 2 luni de zile, a fost o emisiune la Prima TV cu legat de tradiție și au mers la bunica pentru că bunica încă are războiul pus în funcțiune. Deci ea încă lucrează la război, da. Și chiar a povestit, ea, eu nu știu să vă spun chiar în amănunte, doar că ea știe cum se face la război, cum se țese, cum și toate astea. Și... Dar n-ai fost niciodată curios să vă ajut pe bunica să lucreze, să... Nu, eu consider că astea sunt lucruri de femei pe care trebuie să le facă femeile și... Auzi la el. Păi și câți bărbați lucrează în război și cât bărbați știu să coasă coacul. Da, dar bărbatul îi stă bine să spargă un lemn, să ducă, eu știu, să facă alte lucruri. Adică sunt niște... Da. Apropo de spar lemne, cine sparge lemnele? Ia uitați-l. Da? Da. De cuvânt? Da. Eu le sparg. Deci până nu te filmez, nu te cred. Deci cum? Vă trimit videoclip să vedeți. La cât ești tu de subțire? Păi așa trebuie ca să... Te filmezi ca când spargi lemn de 2-3 lemne și gata, lasă carminul. Ca să nu obosez repede, trebuie să fiu subțirel. Dar recunosc, vine și fratele meu și mă ajută. El... Aha. Da. Voi doi îi ajutați pe părinți și pe bunici. Da. Foarte frumos. În casă te ocup cu mama, te o mai ajuți? Și tu și fratele tău la curățenie? La curățenie asta cu siguranță. Cred că e foarte important să iubești curățenia. Dar dacă vă gândiți să mă întrebați despre gătit, nici pe partea asta nu le-am cu gătitul, nu prea sunt. Nu? Nu. Cred cum că totuși bărbații sunt cei mai buni bucătari. Dacă stăm să ne gândim, foarte cel mai bun bucătar. Dar cred totuși bărbații sunt cei mai buni. Vă spun ce știu să fac eu. Știu să fac, de exemplu, paste. Așa. Pastele le fac bune. N-am să zic cartofi prăjiți, că asta știe toată lumea. Mă, nu contează. Stai de gură că sunt alții în care nu știu nici atât. Da. Dar vrei să spun ceva? Mă, mor de foame, nu mori. Nu, corect. Și faptul că știi să tai o pâine și să o felie de brânză... Asta e cel mai important. Da. Să putem. Și ce mai știi să faci? Să gătești. Bucătărie, să gătesc. Dacă mă bag la bucătărie așa, în mare parte să știți cum mă ajut pe mama. De exemplu, îmi zice, ajută-mă și pe mine, tai o ceapă sau fă ceva, sau adică la modul ăsta, să o mai ajut cu mici lucruri, dar nu mă bag eu că, cine știe, dau foc la cratițe pe acolo, cine știe ce. Chemăm pompierii. Da. Există serviciul 1-1-2. Pompierii lângă noi acolo. Da. Deci aveți pompieri. Doamne ferește, nu? Doamne ferește, da. O doresc. Eu îți propun ceva. Mai cântăm 2 piese pentru că, uite, am vorbit așa că suntem volteni ce să facem. Chiar. Și ne apropiem de finalul emisiunii și am ales aici de a ști omul ce e viața, exact ce vor povestea tu și vine o mândruliță în iute. Apropo de olteni, vreau să vă spun că și că olteanul să nu-l oprești, că după aia spune mai mult. Bine, nu-l mai oprim pe oltean, dar îl punem să cânte, că trebuie să-i punem să și cânte. Haideți să-l ascultăm așa, dar pe Cosmin Bârlan, cântându-ne cele 2 piese, după care noi revenim aici. Thank you.
ger și omul și e viața. Că-i mai subțire ca ața. Drajeia și zici că ține să rupe cânețe mai bine. Au să rupe cânețe mai bine. Vezi, fraților, petreșeți, că nu știți ce soarta aveți, mă. Da, vine moartea într-o noapte, plecăm și uităm ce toace. Plecăm și le lasăm toace. Așa-ar plânge. Ar tot suspina cin greu, măi, pană trășe și-a soar rău. Au, pană trășe și-a soar rău, așa-i viața omului, cum îi frunza pomului, mă. Pe frunză o face vântul, iar pe om îl ia pământul. Iar pe om îl ia pământul. Ce vântul, frunza pică, nimănui nu mai ragică. Cade jos și putrazăște, nici că nu mă-i înverzăște. Nici omul nu încinerește. Nu fi frunza pomului în bataia vântului, mă. Bun și blând, măi, că avem loc toți pe pământ. Au, că avem loc toți pe pământ, mă. Thank you.
tăiuce, vino mândra mea, să ce joacă în sala munce, hai da nu mai sta. Vino mândruliță iuce, hai da mândra mea, să ce joacă în sala munce, vino nu mai sta. Doi pași înainte și doi înapoi, ca așa-i ora la Prejna la noi. Doi pași înainte și doi înapoi, ca așa-i ora la Prejna la noi. Parcă n-ar vegea mândruță că tu joci cu mine. Ui ce mândră toți băieții să uită la cine. Parcă n-ar vegea mândruță că tu joci cu mine. Doi pași înainte și doi înapoi, ca așa-i ora la Prejna la noi. Doi pași înainte și doi înapoi, ca așa-i ora la Prejna la noi. Învârte-te bine, să ce vadă mândră satul că mă vrei pe mine. Strânge-mă mândră ce mână și învârte-te bine, să ce vadă mândră satul că mă vrei pe mine. Doi pași înainte și doi înapoi, ca așa-i ora la Prejna la noi. Doi pași înainte și doi înapoi, ca așa-i ora la Prejna la noi. Neacagine, cântă-mi perinița, să-mi o iau pe mândra-n brață și să-i pup gurița. Ia oprește, neacagine, cântă-mi perinița, să-mi o iau pe mândra-n brață și să-i pup gurița. Doi pași înainte și doi înapoi, ca așa-i ora la Prejna la noi. Doi pași înainte și doi înapoi, ca așa-i ora la Prejna la noi. L-am ascultat pe Cosmin Bârlan și vreau să te întreb ceva, pentru că tot vorbeai de melodii, de absolut tot. Ai un CD-ul? Momentan nu am CD-ul, dar lucrez la el de vreo 6-7 luni de zile, cam așa, cu Marian Magheru, e dirijor la Orchestra Danubius și Cetinița, pe care a format-o el singur. Sper să fie gata în maxim 2 luni de zile și să vin cu CD-ul la mine. Și de ce nu să vă las CD-ul aici și... Mulțumesc, da, aștept, cu mare drag te aștept, da. Să știi, cu CD-ul să-l arătăm și noi. Am 14 cântece, am pus vocea pe 9 dintre ele și mai am încă 5. Uh-huh. Cred că nu o să mai dureze foarte mult. Mă gândesc la o lună și jumătate, cred că e gata și... Sper din tot sufletul să fie pe placul tuturor, eu știu, iubitorilor de folclor și de ce nu și a celor care nu iubesc folclorul, să-i facem să-l iubească. Corect. Paștele va fi în luna aprilie. Da. Până în Paște la lansez sau după Paște? Cred că până în Paște. Până în Paște. Da. Sper din suflet până în Paște, da. Mm-hmm. Foarte bine. Da. Cu cine colaborezi pentru texte, pentru muzică? Colaborez cu mătușa mea, cu Anica Ganțu și cu Mariana Ganțu, cu mătușile mele, de fapt. Mm-hmm. M-au ajutat foarte mult și cu texte și cu, eu știu, cântece. Dar în ultimul timp, dacă vreți, mă pot mândri că am făcut și eu cântecele pe care le cânt, adică le-am compus inclusiv linia melodică și textul făcute de mine.
Și e un lucru, spun eu, chiar îmbucurător, pentru că la început îi spunea mătușii Anica, dacă ne aude acum o să știe și ea, adică era și în capul meu și la un moment dat am vrut să-i zic că eu chiar mă gândeam, păi frate, oare o-i putea și eu să-mi fac un cântec singur? Că tot timpul ea mă ajuta și începeam, uite, și chiar mă gândeam, uite, că trebuie să ai și pentru asta har să compui și da. să faci linii melodice. Adică e destul de greu, nu poate să facă oricine. Și acum, când am văzut că și eu pot să fac asta, nu îmi venea să cred, pentru că, eu știu, era un lucru pe care la un moment dat îl consideram eu foarte, foarte greu și iată că orice se poate dacă rei. Cu ce orchestre ai de colaborat până acum? Dirijori? Dirijori, cum v-am spus, la început cu Marian Maghieru, colaborez și acum cu el, cu domnul dirijor Marcel Parnica, cu domnul dirijor Aurel Blondea. Am două cântece cu domnul Aurel Blondea în lucru acum. Vreau să-i mulțumesc pe această cale și să le mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat. Și celor care, eu știu, au avut încredere în mine și au văzut în mine un, eu știu, un viitor... De ce să nu zic viitor interpret de renume? Dar nu-ți pare rău că ai lăsat fotbalul, din care se câștigă mult mai bine, trebuie să recunoaștem. Bine, nu toți ajung la nivelul acela pentru muzica populară? Unde se câștigă mai puțin? Păi, să știți că, în primul rând, nu aveam nicio garanție că pot să ajung să câștig sumele alea. Ce-i drept, promiteam foarte mult și la fotbal, pentru că, v-am zis, aveam... Când eu am început să mă antrenez cu echipa mare la Târgu Jiu, aveam doar 19 ani și eram cel mai tânăr de acolo, din echipă. Și cumva promiteam, doar că v-am zis, băi, nu știu, cred că e tardiv să ne gândim la lucruri pe care aș fi putut să le fac sau ar fi putut să se întâmple sau... Cred că cel mai important e prezentul, trebuie să ne bucurăm de el, trebuie să facem cu drag ce facem, așa cum am mai spus, și... Să lăsăm muzica să vorbească. Corect, așa este. Ai zis că ai copilărit la țară acolo, da. La tine, da? Da. Trăznăi, ce trăznăi făceai? Dar fii sincer, da, că se uită mama și cu tata la televizor. Da, câte trăznăi am făcut. Să uită și bunicii. Vă spun, de exemplu, una care îmi vine în minte acum prima oară. Eram mic cu fratele meu și aveau soba, cum e soba la țară, dar era destul de înaltă soba, făcută din... Cum e soba normală? Și la dată zi lui frate meu, zic... Bă, nu vrei să ții cumva, să mă ții pe mâinile tale, să urc pe sobă, să văd dacă ce aveam eu în cap la vârsta aia, nu știu, să urc pe sobă, efectiv, nu, stai să vedeți. Și am urcat, am pus un scaun, gândiți-vă că eram foarte mici, undeva la 6 ani, eu știu, 5-6 ani. Și el s-a urcat pe scaun și eu, deci nici măcar de pe scaun nu ajungeam până sus, a trebuit să mă țin el să urc. Și am urcat acolo sus și am rămas acolo, nu puteam să mai cobor. Gândiți-vă că Adelin îmi zicea, hai, sare aici, am pat, dar patul era la 3-4 metri de sobă și nu putea să sar, că mă gândeam, pe pic naiba în cap. El tot zicea, hai, sari în pat, nu sar, că pic naiba în cap pe aici. Și gândiți-vă că am stat pe sobă, deci ai mei terminau serviciul la 4-4 și jumătate și eu am urcat pe sobă undeva în jurul orei 2. Gândiți-vă că am stat 2 ore și ceva pe sobă acolo sus și Adelin stătea jos și se uita la mine. Da, sau am un lucru iar amuzant pe care mi-l aduc aminte acum și e mai recent așa. Am plecat la București la o emisiune și pe drum eram cu un prieten foarte bun de la Baia, cu cel mai bun prieten al meu și el are stație din asta în mașină de, eu știu, pentru radar, pentru ce pare el. Da, da. Și la un moment dat am luat stația și mă plictiseam în mașină și zic... Bă, frate, ia să cânt eu. Și iau stația, am început, colegul liber, nu știu ce, tot am vorbit la stație, liber, Vâlcea, liber, am mers pe autostradă, la un moment dat zic, ia să cânt. Și am început să cânt. Și tot am cântat și la un moment dat intră un alt coleg, eu știu, cu tirul, și ce, colegule, tu ascultă-mă, lasă volanul și apucă-te de cântat, că tu ești foarte talentat. Și eu, bineînțeles, că îmi zic, păi, eu am glumit, am cântat așa, dar să știți că eu chiar cânt. Păi lasă să așa să faci, ține-te de pe drumul ăsta, că nu-i tirul de tine. Dar chiar a fost o fază amuzantă. Da, și foarte frumos, că ei nu s-au plictisit nici. Da, nu s-au plictisit. Păi, le-am cântat, deci, de la intrare pe autostradă până la ieșire din București, acolo în Pantelimon, le-am cântat non-stop. Dar tu ești șofer,
Dacă tu ai venit cu mașina. Conduc, da. Când conduci, cânti? Cred că 90% din timp. Da? Și acum, când veneam la dumneavoastră, am cântat tot drumul. Da. Păi când și eu când sunt la volan, stai liniștit. Da? Da, da. Deci cel mai bine se compune la volan. Să știi. Dar, da. Deși eu nu cânt, dar îmi plac melodii sau am CD-uri la mine, le pun, ascult și cânt cu solistul sau solista respectivă. Îmi place, de ce? Păi acum chiar am un CD nou în mașină pe care l-am luat acum vreo 2 zile sau 3 și exact ce spuneți dumneavoastră, l-am pus și începusem să cânt când am cântecele. Da, cred că trece mai ușor timpul și dacă nu cânt, sun pe cineva la telefon să vorbesc, în general mi-e greu să merg așa efectiv, să stau, singur. Să țin, da, și niciodată nu mi-iau pe cineva cu mine când merg, nici la evenimente, nici că... Adică sunt eu în putere și sunt bine. Ce-ți dorești? Păi cel mai important cred că e să fiu sănătos. Doamne ajută! Doamne ajută, la fel vă dorești noastră și tuturor celor care se uită la noi să aibă Mulțumim. Parte de asta. Să fiu sănătos, să mă țină Dumnezeu sănătos și la minte, pentru că ăsta e un alt lucru important. Și să le iau așa, pas cu pas, și să le fac bine. Că, nu știu, cred că dacă le iei așa treptat și sigur, nu poți să mai dai înapoi. Mai bine să le iau pas cu pas și să mă ajute Dumnezeu să le duc la bun sfârșit. Știi ce, nu? Să-mi îndeplinesc visul ăsta de a ajunge un nume de referință și să, în folclorul românesc, și să cânt, să fiu iubit și să fiu așa, nu știu. Eu încerc să fiu cât se poate de simplu și de natural, pentru că așa mi-e felul și să oamenii să înțeleagă asta și să vadă de fapt că eu chiar cânt, că îmi doresc să fac asta și să le aduc în față ce simt eu să fac. Oricum ești un băiat vesel, te-am văzut cum și la filmare, ești un băiat foarte pozitiv, așa da. Că ești pus pe șotii oricum. I-am spus că îi dau și bătaie, bine, am glumit. Am scăpat, să știți că până acum am scăpat, ce-i drept, încă nu-i gata emisiunea, dacă se întâmplă ceva am să vă spun într-o emisiune viitoare. Am glumit, măi Cosmin, măi mamă. A, deci gata, am scăpat. Da, știi că mai și am filmat săptămâna trecută cu Alex Lilea și tot ca și tine se uita monitorul de control și tot spuneam mamă să vezi bătaie ce îi dau băiatul ăsta și la care cameramanul îmi spune de când îi promiți tu și tot nu i-ai mai dat. A, păi atunci trebuie să stau liniștit și eu, dacă doar promiteți, e bine. Da, corect. Deci... Mulțumesc din suflet pentru prezență, mă bucur că ai venit, sper să mai vii pe la noi, da? Și eu vă mulțumesc, să știți că am o bucurie deosebită că am fost în platoul la dumneavoastră, m-am simțit extraordinar și vreau să vă spun că de fiecare dată am să vin cu mare drag când o să considerați că e nevoie să fiu și eu aici. Vă doresc cele mai sincere și bune gânduri de la din partea mea și din partea tuturor mehedințenilor mei. Mulțumesc. Pentru că să știți că sunt foarte mulți care vă urmăresc. Mulțumesc. Și de ce nu să ne întâlnim sănătoși la evenimente, la eu știu, la petreceri și să se reia toată treaba asta care cumva ne-a ținut așa pe loc. Am avut multe să te întreb pe parcursul emisiunii, dar mai promit că vii și vom mai discuta, pentru că am multe să te întreb, dar asta e, n-avem ce să facem, o oră și ceva e emisiunea. Îți mulțumesc încă o dată, succes, realizări frumoase, cântece frumoase să ai și să ai grijă de folclorul mehedințean de acolo de la tine. Doamne ajută, vă promit că o să am. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Îi salut pe toți cei care ne privesc. Sănătate și bucurie alături de toți cei dragi. Doamne ajută, așa să Doamne fie. Doamne ajută. Iar pentru final, să știi că eu am ales 2 piese pe care tu să ni le cânți aici, Până când să plâng și Cântă câte mândrulițe eu am cunoscut. Câte am cunoscut. Câte mândrulițe o fi cunoscut până să însurăm pe băiatul ăsta. Trebuie să vedem. Să știți că dacă ne vede vreo mândruliță care reușește să mă facă să mă îndrăgostesc, aia chiar e mândruliță foarte tare. Da? Da. Păi la câte am cunoscut, acum greu mă mai îndrăgostesc. Dar până se însoară, trebuie să aflăm câte mândrulițe a cunoscut Cosmin Bârlan. Eu sunt Carmina Vla, vă doresc o seară excelentă în continuare. Vă las în compania solistului de muzică populară Cosmin Bârlan. Toate cele bune. La revedere!
și cât să oftez, să poți mândr-o dragă, să poți să mă crezi. Până când să plâng și cât să oftez, să poți mândr-o dragă, să poți să mă crezi. Te-am iubit o viață, te iubesc și acum. Ne-ntâlnim, puiule, dar nu pot să spun. Te-am iubit o viață, te iubesc și acum. Ne-ntâlnim, puiule, dar nu pot să spun. Acum ne-ntâlnim, puiule, dar nu pot să spun. Te-am iubit o viață, te iubesc acum. Ne-ntâlnim, puiule, dar nu pot să spun. Câte nopți la rând, mândro, n-am dormit. Cu gândul la tine, mult am suferit. Te-am iubit o viață, te iubesc și acum. Ne-ntâlnim, puiule, dar nu pot să spun. Te-am iubit o viață, te iubesc și acum. Ne-ntâlnim, puiule, dar nu pot să spun. Aș lua o îmbrață, dai așa de voață, în ochi mă privește, inima-mi topește. Nu știu cum să fac, de-al ei dor eu zac, eu o chem la mine, râde și nu vine. Mândrulița
dacă e așa de rea, nu-și mai face milă de inima mea. Nu știu, nu mă place, ori necaz îmi face, pe altul iubește, ori mă păcălește. Ca-aș lua o mbrață, dar e așa de hoață, în ochi mă privește, inima-mi topește. Nu știu cum să fac, de-al ei dor eu zac, eu o chem la mine, râde și nu vine. Firar blestemată, c-o veni o vreme și-o plăti odată. Să ducă dor mult și să pătimească, că pe mine a vrut ca să mă iubească. Ca-aș lua o mbrață, dar e așa de hoață, în ochi mă privește, inima-mi topește. Nu știu cum să fac, de-al ei dor eu zac, eu o chem la mine, râde și nu vine. Ca-aș lua o mbrață, dar e așa de hoață, în ochi mă privește, inima-mi topește. Nu știu cum să fac, de-al ei dor eu zac, eu o chem la mine, râde și nu vine.